aici. Mâna dreaptă pe pulpana și ei, mâna stângă aici, da? Piciorul ăsta să fie în aer, deci nu... Caii sunt foarte cuminți, dar sunt cai care dacă e atins aici, te aruncă. Da? Grătarele nu au fost pe lista tuturor românilor în mini-vacanța de 1 mai. Turiștii care au petrecut weekendul în zona turistică Runcu au ales să facă mișcare. Aceștia au călărit sau au mers cu bicicleta până la poalele munților Leota, iar vacanța pentru ei a fost una cu adevărat aparte. E un sport dur. E și frumos, dar cine spune despre echitație, călărie în general, că este numai frumos, nu. Este foarte dur dacă nu te cuplezi cu calul. Să faceți trup comun, nu faci nimic. Oamenii trebuie să se miște, adică distracția nu constă numai în picnicuri care se pun acolo și mâncare și așa mai departe, deci hai să ne și mișcăm. Cum e pe pune? Foarte bine. Câte ture ai dat? 5, 3, 4. Ai dat să înveți? Da. Încep să înveți, te împrietenești cu el? Da. Am înțeles. Cum îl cheamă, știi? Micică. Micică? Da. Și cum merge? Merge ușor sau mai galopează? Mai galopează. Foarte bine. Da. E prima dată când? Nu, nu e prima dată. Am mai călărit. Hop. Și pe el. Hop. Pe el nu am mai fost. Și pe el am mai fost. E un pic nervos, vedem. Este, da. Am mai venit aici, este a doua oară când vin. Și voi veni fiecare an, cred. Este absolut grozav. Cum vi se par animalele? Minunate, sunt foarte bine îngrijite. Iar Felicia este absolut grozavă. Este incredibil. Ați ales un astfel de 1 mai, un astfel de alt vacanță de 1 mai. Da. Decât cea clasică cu mici, cu grătare. Hai să-ți dau cheile de la mașină. Mai frumoasă? Mai frumoasă? Zona cum vi se pare aici? Grozavă. Mult mai frumoasă. Și ei sunt foarte frumoși căluții. Foarte sensibili. Frumos. Da? Da. Ce-ți place mai mult la el? Cum merge. Da, și cum arată? Da. E ascultător? Da. Ascultat, nu? Da. Mie îmi place de el. I-ai dat un pupic după ce ai coborât de pe el? Da. Da? De cât timp călărești? Ai mai fost la călărie? Nu. E prima dată? Nu. Am mai fost odată, dar că am călărit un cal alb. Altfel de mini-vacanță, dar n-au mai pus mâna pe tablete, pe telefon, pe știu eu pe altceva, nici pe cărți n-au mai pus mâna, deși și-au luat o grămadă. Afară, la joacă, prin pădurile astea, la pescuit, zicem noi la pescuit, mergem și dăm cu un băț în baltă. E foarte frumos, foarte interesant și le creăm și le dezvoltăm dragostea de natură, de frumos. Învățăm... le învăț diverse specii de plante, de animale pe care le întâlnim în drum. Le învățăm lucruri pe care ei nu le văd la București, până și ceea ce face calul. Bicicliștii dornici de aventură nu s-au lăsat intimidați de vreme și au ieșit la plimbare, chiar dacă noroiul a fost nelipsit. Cum e traseul în zonă? Senzațional. M-am urnit greu, dar după aia a fost extraordinar. Deci chiar dacă plouă, chiar dacă e noroi, ați profitat de vremea. Extraordinar. Trebuie doar să te rup după canapea sau după scaun și când te-ai ridicat e gata treaba. Până la urmă ăsta e ciclism de aventură. Da, e senzațional. Da. Victor? Cum a fost? Great. Mai super vedeți ceva de ochilași. Da, tot, ce drum. Ce înseamnă 1 mai, până la urmă? Mici, grătare sau bicicletă? Nu, pentru mine bicla. Bicicletă, da? Cum e zona? E foarte frumos aici. Neașteptat. Seara s-a încheiat cu un foc de tabără și cu bucate tradiționale românești.